La nivel mondial există o luptă continuă împotriva obezității precoce. Cu toate acestea, există și școli în municipiul nostru în care orele de sport nu pot fi făcute din cauza lipsei unei săli de sport conforme. Mai ales că actuala clădire în care funcționează sala de sport respectivă este foarte veche. Este vorba de școala gimnazială Oviden Sușianu. În acest moment, municipalitatea a demarat o serie de expertize pentru a afla dacă sala de sport poate fi reabilitată în această clădire sau este nevoie să fie construită una nouă. Nu este singura școală cu probleme din Făgăraș. La Colegiul Tehnic Aurel Vijoli este necesară urgent realizarea împrejmuirii, dar și rezolvarea unor probleme de intabulare, care fac imposibilă folosirea sălii de sport de către elevii acestei instituții. O altă problemă există la Colegiul Național Radu Negru, mai precis la mansarda a Școlii Generale numărul 1. În prezent, elevii care învățau în clasele de la mansardă își desfășoară orele de curs în clădirea Colegiului Radu Negru și în clădirea internatului aferent. Motivul pentru care s-a recurs la această măsură este faptul că mansarda construită la inițiativa Inspectoratului Județean Școlar nu are o recepție a lucrărilor. În acest moment, pentru a putea garanta siguranța elevilor, reprezentanții primăriei au demarat o serie de expertize tehnice pentru tot ce ține de acest nivel al clădirii. Până când experții nu vor garanta că mansarda este un loc în care elevii își vor putea desfășura orele de curs și nu va fi semnat procesul verbal de recepție al lucrării, copiii nu se vor întoarce să învețe în aceste clase. O problemă strigentă este și la școala generală numărul 4 din cartierul Galați. Clădirea în care învață în acest moment 115 copii are canalizare în sistem de fosă septică. De asemenea, în ceea ce privește grădinița Mateiaș Brâncoveanu, aflată în subordinea Liceului Teologic Constantin Brâncoveanu, este necesară rezolvarea situației juridice a clădirii în care funcționează. Proprietarul acestei clădiri este statul român, care a dat-o în administrarea Arhiepiscopiei Sibiului. Din acest motiv, Primăria Făgăraș nu poate investi în renovarea și reabilitarea grădiniței. Arhitectul șef al primăriei Făgăraș a dat însă asigurări că se lucrează la acest aspect și că în curând se vor putea face lucrări în această clădire.